O asociație non-profit învață pe români cum să protejeze mediul înconjurător. Un studiu recent arată că 55 de kilograme de mercur ajung în sol în fiecare an, pentru că oamenii nu sunt suficient de bine instruiți să arunce becurile, principala sursă de contaminare, la un centru de colectare. Grav este faptul că zilnic la gunoi ajung chiar și 3.000 de becuri. Cu toate acestea, în România se reciclează în medie sub 19% din corpurile de iluminat, deși ținta este de 45%. Prin urmare, țara noastră a ajuns astfel să fie la coada unui clasament european. Contaminarea cu mercur este letală pentru om, dar autoritățile parcă bat pasul pe loc, chiar și după 6 ani de când reporterii în premieră au arătat ce se întâmplă în Turda, orașul otrăvit. De mai bine de 10 ani, în inima orașului Turda, pe ruinele fostei uzine chimice, copiii și adulții respiră vapor de mercur și praf cancerigen pentru câteva kilograme de fier vechi. Iar Roxana Șunică este reprezentantul acestei asociații non-profit și vom vorbi despre acest subiect extrem de important. Bună dimineața, bine ai venit, Roxana! Bună dimineața, mulțumesc frumos! Pentru mine sunt șocante aceste informații pentru că mărturisesc foarte sincer, nu m-am gândit niciodată la acest lucru. 55 de kilograme de mercur ajung anual în sol pentru că România se înlocuiește și se aruncă zilnic 30.000 de becuri? Da, estimările sunt că se vând undeva în jur de 12-13 milioane de becuri. Cele mai multe sunt utilizate pentru a înlocui niște becuri care deja s-au ars, astfel că multe dintre ele ajung, din păcate, la groapa de gunoi pentru că nu sunt neapărat preluate într-un sistem de colectare. Noi, la Asociația Recolam, facem acest lucru de 10 ani. O facem în special de la companii. Ele sunt mai ordonate, e mai ușor să le dai cutii de colectare, containere, să depoziteze acolo deșeurile pe care le generează, fără niciun cost. Colaborarea cu noi este gratuită. Și preluăm deșeuri. Anul trecut am colectat 675 de tone de echipamente de iluminat, iar în cei 10 ani de activitate am gestionat undeva jur de 3650 de tone. Ca să-ți faci o idee ce înseamnă această cantitate, dacă le-am pune pe toate la un loc, am putea construi echivalentul la 10 blocuri de câte 4 etaje. Incredibil! Becurile astea n-au mai ajuns la gropile de gunoi, dar multe altele încă rămân nepreluate, pentru că, așa cum spuneai, doar 19% din deșeurile de echipamente de iluminat sunt reciclate la nivelul anului 2014. Acestea sunt cele mai recente date. Cât de greu a fost să educați firmele să nu mai arunce aceste becuri la groapa de gunoi și să le pună în acele cutii? Știu că este și o lege, acea garda de mediu, de asemenea, care obligă firmele să le colecteze și citeam puțin mai devreme într-un interviu al tău faptul că spune că de foarte multe ori puneau becuri noi doar ca să își facă norma, pentru că este mult mai comod să cumperi niște becuri decât să fii atent în momentul în care scap de cele vechi și folosite. Greu nu este să educi, pentru că, așa cum spuneai și tu, au niște obligații legale și atunci de educație se ocupă cumva legiuitorul. Practica însă ne omoară, pentru că protocolul acela de colaborare cu noi îl semnează directorul general. Cel care trebuie să facă efortul de a pune becul în cutie este electricianul. Cu el, de fapt, noi lucrăm, pe el trebuie să-l convingem să utilizeze cutiile pe care noi le-am pus la dispoziție. Da, în 10 ani de activitate avem povești variate, unele amuzante, altele ar fi și mai amuzante dacă n-ar fi tragice. Dăm niște exemple de scuze pe care le-ați primit în momentul în care ați constatat că nu se făcea această reciclare. Cred că preferata noastră e cea legată de afirmația unui domn primar pe care l-am surprins la semănat cu les, făcea dânsul ceva pe acolo. Ne-a răspuns la telefon colegii mei de la call center-ul care sună la locații și le reamintesc de cutiile pe care le-am pus la dispoziție și îi roagă să utilizeze aceste cutii. L-au sunat și l-au întrebat ce se întâmplă, aveți deșeuri? Și dânsul ne-a explicat că nu au deșeuri pentru că a decis că în localitatea dânsului nu se mai înlocuiește iluminatul ars pentru că dorește să încurajeze natalitatea. Super! Domnul cred că este un poet, eu zic să îl admirăm pentru asta. Nu, este ireal. Dacă în cazul instituțiilor, spuneai și tu, până la urmă legiuitorul își face treaba sau sperăm să-și o facă, întrebarea este cum facem cu consumatorii de rând să educăm despre faptul că noi nu trebuie să aruncăm la gunoi becurile, cum mărturisesc, sincer, am făcut-o și eu în ultimii ani, pentru că nu m-am gândit niciodată ce consecințe grave ar putea avea acest lucru. Acum nu e nevoie să ne panicăm foarte tare, în sensul în care o gospodărie generează 2-3 becuri arse pe an
Ele, dacă ajung la groapa de gunoi, doar aceste 2-3 becuri nu este foarte grav. Un bec conține mai puțin de 2 mg de mercur, astfel că și un sandwich cu ton poate are mai mult și pe ăla îl mâncăm, deci nu ne panicăm. Însă, când vorbim de atâtea milioane de gospodării din România și becurile acestea ajung la groapa de gunoi, deja avem o problemă. Ce încercăm să le spunem noi oamenilor este, în primul rând, că în orice magazin din România în care se vând becuri, în orice magazin de unde cumperi un bec, poți să-l duci pe cel ars, iar magazinul respectiv este obligat să-l preia și să-l predea la colectare și reciclare. Iar în magazinele cu spații mari de vânzare, peste 400 de metri pătrați, ei sunt obligați să preia deșeuri de echipamente electrice, inclusiv becuri, chiar dacă nu achiziționezi nimic de la ei. Prin urmare, nu-i foarte complicat, trebuie doar să facem efortul de a nu-l mai arunca imediat la gunoi, pentru că ale noastre gropi de gunoi la nivel național nu sunt cele mai performante, din contră. Riscăm niște amenzi pentru unii gropi de gunoi neconforme, din păcate. Și atunci, simplu fapt de a nu mai arunca un bec la coșul de gunoi și de a-l duce la magazin prima dată când te duci acolo, cu siguranță ne va ajuta pe toți. Dar în România, în momentul de față, există această infrastructură de colectare selectivă sau, dacă există, ea se respectă? Infrastructură există cea pe care, de exemplu, am dezvoltat-o noi. Avem peste 2000 de containere de colectare, colțuri verzi prin magazine de retail și magazine de electrice unde se duc electricienii, cei care gestionează cele mai multe deșeuri. Din păcate, la nivel național, însă, ne lipsește un element cheie care ar putea și care ar cu siguranță ar ajuta colectarea selectivă de orice tip de deșeu, numai de bec. Becul este doar un tip de deșeu și nici nu e cel mai frecvent, e doar periculos, e mic și rău. Dar noi avem o problemă cu toate celelalte tipuri de deșeuri pe care le gestionează, le generează un român și atunci ne-ar trebui puncte de colectare municipale. Aia e cheia. Și pentru că vorbeam puțin mai devreme despre faptul că lipsa de informare probabil că este principala problemă, aș vrea ca toți telespectatorii noștri să fie lămuriți. Și anume, care sunt consecințele asupra mediului înconjurător în momentul în care eu, tu și toți din jurul nostru aruncăm becurile la gunoi și ele ajung în sol? Becurile ajunse la gunoi cu siguranță se vor sparge. Sunt din sticlă sau din plastic, iar conținutul de elemente periculoase, de pulbere fluorescentă, ea este cea care conține mercurul, se va scurge în groapa de gunoi. Groapa de gunoi, spuneam, nu este conformă, ceea ce înseamnă că acea pulbere va ajunge în sol, în subsol, în hrana animalelor, în animalele pe care noi urmează să le consumăm. Pe scurt, așa stau lucrurile. Atât de simplu. Mulțumesc foarte mult!